Am ales două subiecte pentru ediția din această dimineață a Școlii de Șoferi, și anume indicatoarele de viteză și pornirea din rampă. Domnul Cram, din bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Cram, și bine ați revenit! Haideți să discutăm un pic ceea ce am citit astăzi ziar cu cetățeanul care a fost prins cu 65 de km la oră în PDN7, dar fiind în localitate. Și aici aveam noi un dubiu că ori e DN-ul sau centură, ori e localitate. În momentul în care ai o centură de ocolire a orașului, nu zicem de oricare oraș, orice oraș, sigur. Ai o centură de ocolire, fiind drum național, și apare totuși undeva indicatorul de localitate, de localitate, anulează? Sigur că da. Atunci centura se consideră aparținând localității respective, iar limita de viteză, mă rog, să zicem cea generală stabilită de lege, așa cum știe toată lumea, 50 de km pe oră. Acum, ați văzut că sunt destul de multe localități unde, măcar pe centură, măresc limitele de viteză. 70, cam 70, 80 până 90. Deci, maxim, considerând, considerând, să zicem așa, o limită maximă care se aplică pe drumurile naționale, județene sau comunale. Și atunci, centura, asimilându-se unor astfel de drumuri, deși, repet, dacă aparține localității, doar administratorul drumului public poate să facă această modificare. Și iarăși, poate aici o bună precizare, 90 nu prea este legal. De ce? Ei spun așa, limita de viteză de localitate poate fi mărită sau micșorată. Deci administratorul drumului public, în colaborare cu poliția rutieră, poate să o mărească sau să o micșoreze. Dar dacă o măresc niciodată mai mult de 80, dacă o micșorează niciodată mai puțin de 30. Deși, așa cum a spus dumneavoastră, am văzut mărit la 90 pe centură, sau micșorat chiar la 10 km pe oră în localități. Ceea ce, conform legii, nu prea este ok. Dar vă întreb dumneavoastră, cum veniți de la Hunedoara, în Cristur, ați văzut Peștiș-Cristuri? În Peștiș, de fapt, acolo sunt modificările. Cristuri a rămas la 50. Dar în Peștiș sunt niște limite extrem de interesante. Deci venind dinspre Deva, sau mergând dinspre Deva spre Hunedoara, da, la intrarea în Peștiș, limita este 80. 80 au pus. Corect. Da. După câteva sute de metri, limita se reduce la 70, da, iar acolo unde există intersecțiile acelea cu dreapta, stânga, da, acolo, da, în localitate, să zicem mai în centrul localității, așa, acolo limita este de 50. Este pus indicator acolo de 50, adică se revine la limita normală de și localitate. Și apoi iară drumul spre Hunedoara, care e cu 4 benzi. Rămâne în 50. După târg, încolo, până la pod, e la intrarea Hunedoara. Hunedoara. Acolo este tablă de Hunedoara și atunci, practic, acolo trebuie să rămână 50. Deci la fel și la Deva, chiar dacă este DN7 și da, e cu 4 B. Însă, înainte de, să zicem, centura Devei, este tabla de Deva, adică tabla scrie de localitate, da, da, atunci automat ne mulăm pe 50 de km pe oră. Însă, chiar ieri, alaltă, am circulat pe centură, să zicem așa, și undeva de la gară spre Ilia există un indicator de 70. Și aici, iarăși, este discutabil până unde este 70. Ăla e bună întrebarea, asta, pentru că, da, pentru că și acolo încă nu e ieșirea din Deva. Nu, dar este Deva tot... este doar după Viile Noi. Sigur că da, după intersecția aceea de la Viile Noi. Și dacă indicatorul de 70, noi cât în avem? În principiu, 70. Deci până la intersecția respectivă ar trebui 70. Da, da, prima intersecție este cea cu cantonul. După canton e pus. E pus după canton, da? dacă nu mă înșel eu. Sau înainte de canton. Uitați, aici încerc scuze, aici, chiar da, nu mai sunt eu știu că era înainte de canton. Și atunci durează doar câțiva metri. Sigur că da. În mod normal, așa spune legea. Un indicator are aplicabilitate în prima intersecție sau până la prima intersecție. Sau până vine un alt indicator care să-l anuleze. Ei, din cele două, care e prima, aia se aplică. Și atunci, dacă este înainte de canton, normal așa este, 70 până la, păi da, până la canton. Puțin, sigur, câteva, câteva sute de metri. Sigur. Și dacă suntem pe un drum național și avem limită pe drumul național respectiv, 70. Atunci trebuie respectată limita respectivă, dar aici este, da, într-adevăr, cea mai mare problemă, pentru că și eu mă uit destul de des sau destul de atent la astfel de indicatoare care limitează viteza sau stabilesc o altă limită de viteză. Și în mod normal, exact cum a spus dumneavoastră, la câteva zeci, poate, hai să zicem, sute de metri, vine o intersecție. Și atunci eu ce să zic? Băi frate, aici, gata, semnificația indicatorului a dispărut. De asta am spus, este destul de complicat, sau dacă e să luăm ce spune legea, asta ar fi aplicabilitatea unor astfel de indicatoare, până în prima intersecție. După care mă duc cu limita de viteză din lege, să spunem așa. Deci dacă e drum național, da, 90, chiar dacă a fost 70 până acolo, dacă este localitate 50 și așa mai departe. Și atunci administratorul de drum, de exemplu, pune limite 70, vine intersecția, după să pune intersecția iară... ar trebui să pune iarăși indicator. Dacă sigur nu, că da. Dacă nu, ar trebui să respectăm limita de viteză din lege, dată de lege, sigur că da. Domnul Cărni, care indicatoare sunt anulate de intersecția cu orice stradă? Toate.
Toate, așa spune legea. Deci, aplicabilitatea nu... până în prima intersecție. Și sau de până depășire, apare un alt indicator. Sigur că da, sigur că da. Sau până apare un alt indicator care să-l anuleze. Într-adevăr că la indicatoarele astea de interzicere sau de restricție, există acel indicator sfârșitul tuturor restricțiilor. Exact, care mai pe apare. Pe toată lumea știe, cel alb cu acea linie neagră, cu linia aceea neagră oblică. Sigur că da, tăiată cu linia aceea oblică. Uite la ce avem, dacă și sigur că da, cred că îl știu telespectatorii, nu știu cât de bine se vede. Se vede foarte bine. Sigur că da. Dar și aici discuțiile sunt un picuț, sau cum să vă spun, legea spune că, deși da. Acestui indicator îi spune foarte generos, așa, da, sfârșitul tuturor restricțiilor, de fapt el nu anulează chiar toate restricțiile, el anulează doar vreo 5. Și anume, limita de viteză, apropo că discutăm de limită de viteză, depășirea, deci interdicția de a depăși, interdicția de a întoarce, interdicția de a păstra o anumită distanță, de fapt, interdicția, obligativitatea de a păstra o anumită distanță față de autovehiculul care circulă în fața noastră. Deci cam astea sunt doar acele interdicții pe care el le anulează. Adică nu toate. El e foarte generos la denumire. Sfârșitul tuturor restricțiilor. Da, dar nu prea e chiar sigur așa. Că da, deci nu este chiar așa. Chiar în carte, acum fac iarăși puțină reclamă, am tratat foarte atent acest subiect și în partea de jos acestui indicator am făcut o schemă frumoasă unde este arătat exact care dintre indicatoare sunt anulate de acel indicator, cu iarăși observația că el nu apare decât dacă au fost cel puțin două dintre restricțiile pe care le-am amintit anterior înaintea lui. E mai vorba și de a cincea, de interzicerea claxonatului, deși ăla este un indicator, am mai povestit noi, care este inutil. Claxonatul interzis, orică interzis, orică nu, tot nu avem voie să claxonăm, decât pentru evitarea unui pericol de accident sau orice alt tip de pericol, și atunci ăla practic nici nu știu dacă e bine să luăm sau să nu luăm în considerare. Domnul Clarnic, mai am o singură întrebare referitor la asta, și anume, v-am spus, am pățit eu, mi s-a și luat permisul pentru asta, dar nu mai comentez că a fost de mult, însă am rămas cu imaginea respectivă și vreau să vă întreb, chiar dacă, nu știu, mi se pare ciudat, și anume, la depășirea interzisă, pe un drum național, unde ai, normal, unde e depășirea interzisă, ai și linie continuă. Așa ar trebui în mod normal. Linia intermitentă îți anulează semnul sau nu? Deci e foarte, foarte, foarte bună întrebarea asta. Indicatorul depășire interzisă poate fi montat și unde există linie discontinuă și unde există linie continuă. Pentru că spuneam noi, în lege există o mare discrepanță acolo între explicația dată de lege, nu de mine, pentru semnificația indicatorului și explicația pe care o dă efectiv textul legii. Adică ei în textul legii spun negru pe alb, unde există indicator depășire interzisă, nu este voie să depășim. Nimic. Corect, da. Punct. La explicațiile indicatorului, ei spun așa, că la indicatorul depășirea interzisă, totuși pot fi depășite, și anume, motocicletele fără ataș, mopedele, scooterele, așa cum le știe toate, dar și alte vehicule care intră în categoria mopeduri, autovehicule, bicicletele, cărucioarele și căruțele. Ei, de aici începe jocul. Și atunci, ca să nu încurce, să zicem așa, textul legii cu explicațiile de la indicator, acest indicator apare pe drum, repet, și când este linie continuă și când este linie discontinuă. La linie continuă aplicăm ce spune legea. Deci nu avem voie să depășim absolut nimic dacă trebuie să trecem peste linia continuă. Corect. Atunci când apare linie discontinuă, avem voie să depășim autovehicule sau vehicule specificate în textul explicației indicatorului. Și anume, repet, motociclete fără ataș, mopede, biciclete, cărucioare, căruțe. Deci la linie discontinuă, dacă întâlnim, de exemplu, în fața noastră o motocicletă cu ataș, un autovehicul de categorie B, un camion, un autobuz și așa mai departe, nu avem voie să le depășim. Am înțeles. Deci ăsta este jocul pe care l-au făcut ei, tocmai ca să nu, eu știu, să pună în discuție textul legii, suprapus peste explicațiile date la bine, indicator. V-am spus, eu am pățit-o, v-am spus, după Sibiu, către Făgăraș, e drumul ăla lung, primele curbe și sus era poliția. Ideea este că semnul de depășire interzisă este pus imediat în stânga după ce o iei, la Făgăraș, este linie continuă, după aceea este linie discontinuă, este iară linie continuă sus după curbe. Ideea este că între timp, între semn și între semnul de depășire interzisă apare e un drum la dreapta. Undeva. Da, și în mod normal, acea intersecție ar anula semnificația. Nu mai este semn.
mai încolo. Deci normal se anulează de exact. Asta. Deci dacă ei n-au pus, că iarăși aici unii spuneau, domnule, dacă există o intersecție, dacă să zicem, după acea intersecție există, luăm acum exemplu care l-ați dat dumneavoastră, un indicator de anulare a depășirii, de interzicerea depășirii, da. Atunci acolo s-a aplicat depășirea, anularea acestei interdicții. Păi așa mi-a spus polițistul, n-ați văzut semnul? Păi zic, ba da, dar era cu 3 km în urmă și de acolo a mai fost o intersecție. Dar... Nu, a interpretat cum a vrut exact, el. Exact, exact. De asta v-am spus. Luat așa, exact textul legii, o intersecție, ca să nu mai e ăsta, anulează semnificația indicatului. Prima intersecție. Hai să vorbim un pic și despre pornirea din pantă, subiectul pe care... Din rampă. Din rampă, sigur că da. Am fost rugat de o telespectatoare, dacă putem să aducem în discuție acest subiect. Dânsa spunea, nu este de la noi din județ, dânsa spunea că a făcut școala într-un alt județ, nu contează unde. Și instructorul nu a învățat-o deloc să pornească din rampă. Iar în momentul în care dânsa spunea că a obținut permisul și a plecat, eu știu, prima oară cu mașina singurică, a fost nevoită să oprească într-o rampă, nu și-a dat seama că este în rampă și a scăpat mașina și a lovit-o, a dat cu spatele, a lovit o clădire sau ceva de genul. Da, poate fi genul. Un oraș mai la șes. Corect, unde nu are rampă. Dar că și noi acolo... pe aici avem, da? Eu știu, Ploiești, Pitești pe acolo. Ca un... Acum și acolo se poate exersa, pentru că pornirea din rampă presupune niște, eu știu, niște activități pe care un instructor poate să le facă chiar și atunci când ieșesc. Într-adevăr, mașina va porni un picuț mai ușor, adică îl va ajuta, îl va ajuta mult pe elev sau nu va fi o mare problemă. Însă, dacă l-ar învăța măcar metodologia, adică pașii care trebuie făcuți pentru pornirea din rampă, lucrurile cred că ar sta un picuț spre mai... Spre deosebire de pornirea normală. Spre deosebire de pornirea normală. Adică ce presupune de fapt pornirea din rampă? Presupune ținerea uneia dintre cele două frâne la dispoziție. Ori pedala de frână apăsată cu piciorul drept, ori frâna de mână trasă, pentru că sunt două tipuri de porniri de rampă, pornirea cu frâna de serviciu sau cu frâna de picior și pornirea cu frâna de mână sau cu frâna de ajutor. E cam mai greu. E un picuț mai greuță, dar într-adevăr noi o folosim mai mult. De ce? Nu neapărat bine. Mai sigură. Exact. E un pic mai sigură, deși majoritatea spun, domnule, frâna de mână e mai sigură. Dacă ține frâna de mână, într-adevăr e mai ușor și mai... Aici e ideea. N-am vrut să spun chiar așa, dar într-adevăr, la foarte multe mașini, frâna de mână în timp, exact, în timp își pierde din așa. Și dacă ați observat la mașinile noi, apropo, chiar vreau să vă întreb, bine că ați adus, la mașinile noi, există frâna de mână frână este electronică. Sigur și atunci că da. Acum, că aia are un buton. Are un butonel, o clapețică acolo exact. Frumos. Și... O cuplezi de la buton, nu mai ții tu de ea și o lași și dai drumul. Ca să nu mai zicem că există frână asistată acum, deci în momentul când s-a apăsat pedala de frână, chiar dacă am luat piciorul de pe frână, frâna ține, stă, mașina stă în rampă și atunci el face o pornire exact ca și pornirea de pe loc. Și momentul la mașinile foarte noi. La astea foarte noi. Cu frână asistată. Mă laud și eu, am frână asistată la mașină și atunci am văzut că e foarte, foarte ușor de dacă pornire pleacă, de rampă. Dacă pleacă, știe singură când să... Exact, exact. Deci în momentul când se frânează... Dar la cele cu frână, cu frână de mână electronică e o problemă. Pentru că frâna electronică nu poți să acționezi decât în momentul în care mașina stă. Da, dar iarăși la astea foarte modernă, frâna de mână electronică intră automat în funcțiune sau se decuplează automat atunci când simte că este turație și ambreiajul vine acolo la plecare. Deci este super deșteaptă tehnologia asta. Tehnologiile știu. Dar revenind puțin, cei cu mașini mai vechi. Revenind puțin la mașinile mai vechi, într-adevăr, frâna de mână clasică, deci cea cu manetă, folosită măcar în staționare, uzează în timp, uzează cablul acela și există acel risc ca ea să nu prinde sau să nu țină suficient de bine ca să putem porni deci, cu ea Tarnic, din rampă. Să-i explicăm doamnei. Care este sistemul de pornire? Bine ar fi să aibă frâna de mână în funcțiune sau să aibă funcțională. De ce? Pentru că în momentul în care are o astfel de situație, deci vrea să urce, nu știu, din diferite motive s-a oprit mașina, măcar să aibă timp sau să fie în măsură să tragă frâna de mână să nu scape mașina la vale. Într-adevăr, frâna de picior, deci frâna clasică, în momentul când motorul se oprește, devine puțin mai inutilizabilă, adică în sensul că își pierde foarte mult din proprietăți, servodirecția, în momentul când motorul s-a oprit, nu mai funcționează. Sigur că nici servofrână, am vrut să spun, am greșit. Și în momentul respectiv, chiar dacă apasă frâna, prinde, nu, acum deci nu putem să zicem, dar foarte subțire. Și atunci poate că frâna de mână ar fi mai ok. De aceea eu recomand învățarea ambelor modalități de a porni din rampă. La plecarea cu frâna de picior este foarte simplu. Se ține piciorul drept pe frână, se fac cele două mișcări pentru pornire, respectiv introducerea în treapta întâi, că de obicei se pornește cu fața și semnalizare, după care se vine cu ambreiajul
ambreiaj ușor până la timpul 1, adică până acolo unde ambreiajul începe să prindă. Eu așa le explic elevilor, în doi timp. Timpul 1 până prinde, iar timpul 2 cât a mai rămas din cursă până la cursa maximă. Se vine la timpul 1, dacă respectivul conducător auto are piciorul pe frână, mașina începe să tremure. Adică are un tremurat dacă foarte clar. Pleacă, nu... Sigur că da. În momentul respectiv se oprește cursa ambreiajului, se accelerează puțin și se ține accelerația, sigur că dacă se crească puțin înturație. Și după aceea se lasă ușor ambreiajul, mașina pleacă fără probleme. Hai să dăm și un foarte scurt filmuleț. Da. Referitor la pornirea din rampă. A, uitați că avem și un filmuleț. Uitați, o ține în frână de picior, se pare. Cred că de picior, și când îi dă drumul, puțin, se duce un pic înapoi. S-a dus un pic înapoi. Vezi? Vedeți? A pornit. A, destul de ușor a pornit. Și cred că rampa e mai mică. O rampă mai micuță. A, și arată chiar și uitați. A venit cu ea la timpul 1. Aici mașina normal începe să tremure. A rămas, a accelerat. Accelerează. Puțin a ținut accelerația, după care vine ușor cu cât mai este din cursa, da, deci din cursa ambreiajului. Pentru doamna. Ca să aici, la, iarăși, niște discuții. Domnule, dar la motoarele pe motorine mai ușor, la motoarele pe benzină mai greu. Așa este la motoarele sau la mașinile care au motoare pe motorină. Cursa ambreiajului e un pic mai puțin sensibilă. Adică eu știu, și dacă îi dă drumul un pic mai repejor, motorul nu moare. Foarte bine, important dă drumul este brusc, să uitați și de inclinația penții. Absolut. Vă cu cât e mai mare rampa. Că în filmările noastre, domnul Clamnic, dacă mai țineți bine minte... Cum să nu, când am urcat atunci spre partea aceea de... Am mers cu domnul Clamnic într-o pantă foarte înclinată, cu un unghi mare de înclinație și abia am pornit și mai ales a început să miroase și ambreiajul. Exact, exact. Abia am dus Dacia în sus pentru că v-am spus, e foarte important și începe în momentul ăla, se forțează ambreiajul. Absolut, absolut. Și dacă e foarte, foarte înclinat... În momentul când ambreiajul sau pedala ambreiajul ajunge undeva la jumătatea cu, sau mă rog, acolo unde prinde, turându-l, normal, cu cât e rampa mai mare, cu atât purația trebuie să fie mai mare și atunci, practic, frecarea ambreiajului pe volant este mult mai mare. Normal, pot să apară și acel miros de ambreiaj pe care îl știu cei care au mai pățit. Deci, normal, încercați așa într-o pantă și nu încercați niciodată prima într-o pantă mare. Trebuie luat treptat frumos și în rampele mari, acolo, de fapt, se recomandă cu frâna de mână, dacă este funcțională, de aia povesteam noi. La frâna de mână, bineînțeles, este un pic mai ușor. De ce? Putem să facem turația fără să mai avem acel timp din care luăm piciorul de pe frână și călcăm accelerația. În momentul în care vedem noi că dă să plece, nu mai lăsăm. Exact. În momentul când noi am turat-o puțin, avem iarăși ambreiajul la timpul 1, dar fără piciorul, drept frână, este, exact, piciorul drept este pe accelerație. Avem avantajul că putem accelera. Exact. Accelerația fiind acolo, normal mașina nu mai tremură când ajunge la timpul 1, tinde să plece. Adică, de fapt, fiind roțile blocate, cele din spate, botul mașinii se ridică puțin. Adică exact. Se simte. Ei, în momentul respectiv, iarăși trebuie lăsate pedale acolo și da drumul la frână de mână. Domnul Clamiu, m-ai văzut la cineva, nu știu dacă e indicat, cu călcâiul pe frână, piciorul, vârful pe accelerație. Exact, da. Sincer, eu n-aș recomanda acest tip de să pornire. Să știți că nu e greu, dar dacă nu știi, sigur, e foarte greu, adică foarte greu. Adică cu un picior pe ambele pedale. Sigur, picior. Sau vă luați mașina automată și merge singură. Atunci, cu cutia automată, niciun fel de problemă. Da. Mulțumim tare mult! Pe canalul de YouTube, revedeți ediția de astăzi cu domnul Clamnic săptămâna viitoare. Mulțumim!